Și eu vreau mâncare. Eu cred că aș putea să mănânc chiar și un elefant. Cât de flămând sunt. Hai, nu vă mai plângeți atâta. Să vedem, poate avem ceva în frigider. Și vom mânca. Ce? Doar atât? Stai că mă uit în celălalt frigider. Stai că verific. Aici sigur ceva este. Iarăși nimic. Și nici măcar nu este pus în priză. Stai, mai avem un frigider. Asta va fi e gol. Nu mă dau bătută. Stai că mai era și la nivelul de sus. Oare unde e mami? Nu mai pot. Sigur găsește ceva de mâncare. Dar aveți puțină răbdare. Cineva reușește să facă terzi dintr-un topor. Iar noi ce? Nu vom găsi mâncare în toată casa? Ha! Aici le-a pus toate. Ia să vedem. Nimic. Nici aici. Nu avem mâncare în casă? Hai, mami, mai repede! Totuși noi acasă nu avem mâncare! Ce? Iarăși voi, fetele, ați dat cu mingea în bară! Stai că acuși găsesc mâncare de pe internet, de la vreun restaurant de prin apropiere. O, tati, eu vreau plăcintă cu brânză sărată! Eu vreau mici la grătar. Eu vreau prăjitură. Iar eu voi mânca orice. E important mai repede să vină mâncarea. Ce? Dacă nu-i una pe alta, parcă întradins. Ce, tati? Nici un restaurant nu vrea să le vrezi la noi acasă. Și ce? Acum rămânem flămânzi? Zici că nu vor să livreze. Ți-ai amintit unde avem mâncare? Știi cumva cine să ne livreze mâncarea acasă? Sau ai nevoie de un topor și oală? Dacă muntele nu vine la Mahomet, atunci Mahomet pleacă la munte. Stai puțin! Ce vrei să zici cu asta? Adică noi trebuie să plecăm toți la restaurant după mâncare? Și că și pe ploaia asta? Nu! Vom deschide un restaurant! Chiar aici, la noi acasă! Bună idee, Melissa! Dar de meniu mă ocup eu, împreună cu abonații! Voi doar aștept să ne scrieți în comentarii, iar eu după aceea le voi trece pe toate în carte de meniu! Tati, se vede că ești flământ, dar până la meniu trebuie să aranjăm sala restaurantului! Și vreți să spuneți că aici la partier vom avea restaurantul nostru? Și ori de câte ori când ne va fi foame să venim aici să mâncăm cu toții? Da. Idee bună! Doar că trebuie să ne apucăm de treabă! Haideți! Să știți că deja și stomacul un pic m-a lăsat! Cât mai avem puteri, să-i dăm zor! Eu mă voi gândi cum să aranjez aceste scaune! Aici eu voi organiza masa chelnerului! Va arăta perfect! Iar eu voi duce mobil acesta de aici ca să avem mai mult spațiu! Piscină și toate aceste cutii n-au ce căuta în restaurantul nostru! Le voi duce în altă parte! Eu trec praful! Și unde ducem bucătăria? Cum unde? În camera destinată șefului bucătar. Am înțeles, am plecat. Acestea le vom pune la geamuri și la uși. Sunt pentru draperii și perdele.
Este ceva treabă aici. Și ultima! Eu de-abia am eliberat spațiul pentru cutiile mele, aici sub scară. Spațiul deja este eliberat. Tati, vin să te ajut la cutii. Ai foarte multe cutii, tati. De fapt, avem cu toții. Cutiu cu vai, am eliberat și eu aici spațiul. Deci acum deja putem amenaja sala. Și vom începe de la pereți. Mie nu-mi place așa să fie goi. Imediat sunt pictorul să dăm comandă de cele mai originale tablouri pentru restaurantul nostru. Alo? Bună ziua! În primul rând să ne gândim la angajați, de fapt la noi, ca să avem și apă caldă și apă rece. Vom instala un cooler aici la noi. Oh, pe tipul ăsta călduros chiar avem nevoie de el. Și geamurile trebuie să fie lună. Stop! Dar noi la restaurant avem nevoie de casă de marcat. Melissa, trebuie și veselă. Și avem doar o singură masă. Avem nevoie de foarte mult mobilier. Mese puține, clienți puțini. Mami, noi plecăm la magazin ca să facem mai multe cumpărături. Pentru a amenaja restaurantul nostru. Aha. O, da, ne trebuie și scaune. Să iau vreo 20. Deci, tati, tu cumperi scaune și mese, iar noi cumpărăm restul. Succes! Mulțumim! Pleacă singur la mall? Da, am crescut copiii noștri. Oh, mă sună curierul! Merg la poartă să văd ce a adus! Bine, mami, iar eu mă duc să aduc mătura și măpul și să facem lună pe aici. Eu mă duc! Și să pregătim totul să fie curat, să fie ideal la noi. Și nimeni să nu aibă nicio pretenție. Eu voi da cu aspiratorul, iar Matei mă va ajuta cu mopul. Și oare cum să funcționeze restaurantul nostru dacă nu are o casă de mărcat? Și una faină! Într-un restaurant prestigios trebuie să fie și tablouri pe măsură. Iar pe tablouri vor fi prezentate cele mai importante locații turistice din orașul nostru. În cazul în care cei care ne vor vizita nu au reușit să le vadă. Eu voi lua veselă pentru restaurantul nostru. Încă unul. Perfect. Acum vreau să iau suporturi pentru șervețele. Oare de care să iau? Oh, acesta este perfect. Cu tacâmuri, cu furculițe. Și pe lateral, la fel i-am instalat. Am terminat cumpărăturile și noi împreună cu Matei ne plimbăm pe aici și vedem ce mai este prin magazin. Sunt foarte multe jucării. Și gonflabile. Și trambulină. Și? Super! Colțul destinat? Mâncare chinezești sau japoneze? Nu are importanță, asiatice. Este foarte pregătit! Vom face și decor cu filinare roșii! Pe cine vedem aici? Iai! Am găsit! Deschideți ușa! Ivantoaiele sunt în stilul lor, de aceea vom pune și aceste decorațiuni! Am o
urcat în mașină și pornim spre casă. Iar eu am pus deja pielinarul. Hei, voi ați reușit să faceți ceva! Noi am terminat cumpărăturile. Exact acum am reușit să finalizăm acest colț. Cum vi se pare? Da, e frumos, dar cred că ceva îi lipsește. Da, această veioză! Abia am asamblat-o. Da, dar pe lângă veioză mai aveți nevoie și de un evantai. O, da! Elemente specifice. Wow! Știți că deja mie mi s-a făcut poftă de sushi. Tot mobilierul deja l-am instalat, curățenii am făcut, dar totuși toate parcă ceva lipsește aici. Ceea ce lipsește, probabil că a ajuns. Mă sună curierul. Oare au ajuns și miesele? Ce mai e ce și lumini? Au ajuns miesele noastre! Voi, ce masive sunt! Și sunt din lemn? Da! Hai să le punem una aici. Hai, da, dar avem vreo 10! Amenajăm aici, amenajăm afară, peste tot! Prima oară deja este gata! Avem un restaurant adevărat! Și a doua deja! Deja nu este foame! Și a treia masă. Și mai aducem? Aici. Ce frumos se amenajează deja. Și scaunele. Și încă una. Este. Și mai sunt, mami, și mai sunt. Hai. Nu sunt de cuim. Așa la rând. Să fie frumos. Exact cum restaurant toate. Wow, ce scaunul vine. Eu zic să ne oprim aici și celelalte mese le vom pune afară, la terasă. Nu vreau aici să fie aglomerat. De ce v-ați oprit cu toți la taifas? Ne așteaptă afară curierul cu scaunele în drum. Hai să mergem. Iată și scaunele. Wow, ce frumoase sunt. Exact după mobilier. Vom sta aici la bar? Ce frumoase sunt! Da, ia! Hai să mai aducem! Nu mai încap aici? De ce luate? Iarăși rămân la terasă! Am obosit! Mesele l-am pus, scaunele la fel, dar meniul, tati, meniul l-ai făcut? Melissa, m-am luat cu lucru și am uitat. De fapt, eu am rugat abonații să ne scrie ce feluri de mâncare să avem în meniul nostru. Apropo, ați reușit să ne scrieți? Să verific ce au scris abonații. Clar, e bun. Da, dar noi ne avem denumire la restaurant. Cum să-l numim? Da, bună întrebare, Mircea! Iată, aici vom cere iarăși ajutorul abonaților! Scrie repede ce denumire a restaurantului să punem! Ce denumire? Mâncare... Restaurant... Veniți la restaurant! Hai să terminăm să amenajăm tot restaurantul ăsta!
putem primi clienți. Să pregătim miezele. Verdeața aduce mult aer proaspăt în casă. De aceea vom amenaja aici la noi și cu aceste plante. Acest spațiu pare a fi gol și planta aceasta se va încadra perfect. Coralie aici pe mașină. Până vin perdelele, vor sta aici. Ghiveciul cu ochelari va sta lângă culel cu apă. Doar pe mizele noastre, obligatoriu trebuie să fie șervețele. Mami, nu te îngrijora, pentru că am cumpărat niște suporturi super faine pentru ele. Și unde sunt? Acum și le aduc. Hai mai rapid. Mami, eu vreau să te ajut. Chiar te rog! Mulțumesc! Să pun aici și în partea aceasta. Perfect! Și la această masă, iată și suporturile de care vorbeam, cu tacâmuri, cu lingurițe, wow! Cu culițe. Hai să le punem! Și le îndoi. Hai să te ajut! Hop. Așa! Wow! Wow! Ce bine se încadrează! Uai, te-ai gândit pentru toate mesele să iai? Da! Hei, stop! Dar noi trebuie să împărțim rolurile în restaurantul nostru. Spre exemplu, eu vreau să fiu bucătarul șef și să fac diferite bucate gustoase și toată lumea să știe despre restaurantul nostru. Atunci eu vreau să fiu chelner. Și de ce mă rog? Pentru că dacă clienții vor fi mulțumiți, eu voi primi de la ei bacșiș. Oh, atunci vreau și eu să fiu chelner. Cum tu chelner? Eu deja am ales această funcție. Hai, nu vă certați! Pentru că administratorul restaurantului nostru acceptă și 2 și 3 chelneri concomitent. Dar cine e administratorul? Asta ce a fost? Mami, administrator? Dar ce? Eu am calități manageriale foarte bune. Dar stați! Eu toată ziua să stau în bucătărie, iar voi să primiți tot bacșișul. Da, cam așa ar fi. Păi tu nu ai vrut să fii bucătar șef? Nu, împărțim frățește. 50% vouă, iar celelalte mie. Cum? 50% trebuie să împărțim noi în 2 și ție jumătate? Da, dar fiți atenți că aici există o diferență. Eu pregătesc mâncare atât pentru clienții tăi, cât și pentru clienții lui Mircea. Hei, aici în restaurant administratorul decide cât și cui revine. 20% vouă, restul mie. Ok, atunci eu voi fi și barman. Iar ca să fac niște bănuți suplimentari, voi avea un vas pentru bacșiș. Repede să mă îmbrac. Dar am nevoie neapărat de o cămașă albă. Stop! Această uniformă de la școală se încadrează perfect pentru funcția mea. Nu știu cum ceilalți, dar eu împreună cu ajutorul meu suntem pregătiți să muncim. Vă întrebați cine este ajutorul meu? Priviți aici! Este Ionuț, bate-l norocul. Dar nici noi nu am rămas în urmă, suntem toți 3 echipați. Eu, împreună cu Mircea, vom fi responsabili de sala mare, iar Matei de masa chinezească. Da, am fi aici eu. Hei, atenție la mine! Astăzi vă voi dezvălui foarte multe secrete, iar primul dintre ele este această carte. O carte pe care am tot scris-o ani la rând. Aici sunt rețetele culinare foarte delicioase. Tati, tu știi să gătești altceva în afară de ouă, ochi?
Știi ce? Eu nimic știu să gătesc. Încă nu vorbeam, dar deja scriam rețete. Băieți, ca să nu ne greșim cine și care masă te servește, vom folosi aceste numere cu care vom numerăta aceste mese. Melissa, tu îmi dai numerele cele impare și ție cele pare. Bine. Poftim. Mulțumesc. Și eu să pun aici 2, 4 și 6. Mașa 3. Chiar e prea muncă de administrator. Toată ziua pe treabă. Să văd clienții. Eu mă gândesc nu doar la mine, dar și la toți angajații noștri. Un alt secret pe care vreau să vi-l destăinui vouă este această încăpere. De fapt, este frigiderul restaurantului nostru. Este cel mai rece aici. În acest frigider noi vom păstra toate produsele restaurantului nostru. Legume, fructe, dar și multe alte bunătăți. Eu cu Mircea testăm cum să ducem vesela grăbiți printre mese. Fără să o distrugem, scuzați! Eu zic că ne-am descurcat cu un mic accident la urmă. Doamna administrator, noi probabil vom avea probleme cu ANAF-ul. De ce spui așa? Cum vom emite noi bonurile, facturile, dacă nu avem casă de marcat? Cât pe ce să uit! Totul este pregătit! Vă rog frumos! Noi suntem cetățeni responsabili! Iată și casa de marcat! Perfect! Da, deja suntem pregătiți să primim clienți. Perfect! Aici va fi locul destinat toaletei. Niciun client nu vine la noi. De ce oare? Ce s-a întâmplat? Știți, eu am o idee. Veniți după mine! Da, intrați! Doamna director, așa ceva nu este admisibil! Stăm fără de lucru! La mine toate produsele deja expiră! Și nu facem nimic! Niciun client toată ziua! Păi degeaba mai stăm la serviciu dacă așa! Stop! Calm! Luați loc și pe rând explicați-mi tot ce s-a întâmplat. Eu vă ascult! Acum vă ascult pe toți! Ce vă doare? Doamna manager! Da, eu sunt ochi și urechi. Sala a fost pregătită, mesele aranjate, produsele stau pe rafturi, dar nu avem niciun client. Cine oare trebuia să o ocupe de reclamă? Nu dumneavoastră! Reclamă? Dar meniul? Meniul este? De meniu nu aveți griji. În loc de piadine vom avea tatine. În loc de mici vom avea mirci. În loc de varză la pluș vom avea varză la melimir. Mai
și păpânași. Iar meniul nu se termină aici. Abonații ne-au promis și vom continua cu această listă. Ok, am înțeles. Facem publicitate. Începem cu Instagramul. Așa, Mirmi YouTube. Dar stați puțin. Ce denumire să punem la restaurantul nostru? Poftiți meniul. Mulțumesc. Ați reușit ceva să alegeți? Da, desigur! Vreau o doză de umor! Sigur! Mi-am notat! Să aveți poftă bună! Să trecem! Dar până trece la treabă, nu uităm cu toții de bacșiș! Noi vă dăm conținut interesant și foarte gustos, iar voi ne dați bacșiș în formă de like-uri! Hai să curgă like-urile voastre! Mircea, ce s-a întâmplat? Acuși vin clienții și trebuie să pregătești mâncare! Eh, Mircea, ascultă la mine! Tu ești angajat de vreo câteva zile! Eu deja activez în acest domeniu de 30 de ani! Și să știi, la fiecare client trebuie să-i găsești cheița lui! Dar de ce spui așa? Cu toții trebuie să fim la fel! Nu-i chiar așa! Clienții sunt diferiți! Iată cum vine unul, Mircea! La acesta, cu siguranță, nu trebuie să gătesc nimic mâncare! De ce spui așa? Ea mereu vine cu mâncarea de acasă! Eu totuși cred că tu te greșești! Hai să vezi ce te așteaptă! Bună ziua! Bine ați venit în restaurantul nostru! Bine v-am găsit! Ne scuzați, doar că în restaurantul nostru nu este permis cu băutură sau cu mâncare de acasă. Dar ce mâncare? Doar puțin ceai și aici un burger și atât. Dar că nu se permite. Da? Bine atunci! Și după ce mănânc, pot să trec? Deseori, oamenii vin de acasă cu mâncare. Se așează la masă, scot de sub haină mâncarea de acasă, o pun în farfurie și începe a mânca, fără să comande nimic de la noi. Dar eu nu o să fac așa. O mănânc pe toată, dau toanul, și gata! I-am zis eu. Asta e cucoană pe care o cunosc de vreo 3 săptămâni. Mănânce noi. Ei, o să mănânce. Mircea doar o să piardă timpul cu ea. Oh, și încă câteva secunde. Mai aveți mult? Noi deja stăm aici de 10 minute. Gata. Putem merge. Aveți vreo masă liberă pentru mine? Sigur! Alegeți pe care o vreți! Aici voi sta. Și meniul? Da, mulțumesc. Uite, și-a trămașă. Interesant. Ce va comanda? Vezi? S-a așezat la masă! I-am dat meniul! Tu te crezi că le știi pe toate! Wow! Ce să mai mănânc? Dacă mi-i burta plină! Aha! După ce a băut un litru de ceai, un mega burger... Tati, și fructe! Aha! Și fructe! O să mănânci de o să crape! Fii atent! 3, 2, 1... Domnul Keller, vă rog aici! Ai
văzut, mă duc acum să iau comanda. Interesant. Da, spuneți vă rog. Da, vă rog frumos o ciorbă ardelenească și sarmale în frunze de viță de vie. O, da, stați puțin. Uuu, ce mult am mâncat. Se pare că m-am răzgândit. Voi veni altă dată. Pa! A plecat. Dar eu ce am zis? Să ajung pe mic de acasă. Dar de ce așa trist, Mircelică? Nu cumva n-a comandat nimic? Nu râde! Cu siguranță o să vină mai târziu și o să mănânce! Tot mâncarea ei! Vine alta mai brează! Asta din potrivă! Nu care de acasă la restaurant, ci de la restaurant totul care acasă! Suflă vântul după ea! Care atâta? Nu, eu mai iau o gură și mă duc să o întâlnesc. Mă duc. Bună ziua, ați venit aici să luați masa la noi? Da, unde pot să iau loc? Alegeți oricare masă care vă place. O, ce e de acolo? Ok, luați loc și atunci vin cu meniul. Mulțumesc! Pe cât e de slabă, sigur mănâncă tot ce e comandă. Dacă crezi tu așa, e așa. Așa, ce să-mi aleg? Ciorbă de burtă, paste carbonara și pită cu legume. Da, îmi notez. Deja sunteți aici? Da. Dar eu doar citeam meniul. Și eu doar am scris ce ați citit. Uf, Mircea, ce grăbit mai ești. Și mai doriți ceva? Da, dar iată ce mâncați voi acolo adineauri. Și dumneavoastră, dar și bucătarul șef. Sunt doar niște cereale, doar că nu le avem în meniu. Păi iată, vreau și cereale! Bine, din partea casei! Ce? Eu l-am servit pe Mircea cu cerealele mele, cumpărate de mine, iar ea servește toți clienții! Mască, se apropie la încoace. Poftim! Te rog să faci comanda! Iată, eu am întrebări la punctul numărul 4. Cereale! Asta se numește marketing! Eu am făcut facultate, domnule. Știi ce, domnișorule? Să faci marketing din contul tău, dar nu din banii mei. Hai, ce mai scotocești pe acolo? Clientul așteaptă. E destinul tuturor clienților să aștepte. Următoarea comandă, masa numărul 5. Ciorbă de pui și suc de portocală. Uite, chiar acum toți au năvălit. Cam greu vă mișcați. Meniul într-o parte, pâine, farfurie, lingură și făcuriță. Mulțumesc. Ciorba pentru masa numărul 6. Hai, pregătește mai repede carbonara și cupita. Oh, și nu uita de masa numărul 5. Nu voi. Să aveți poftă bună. Mulțumim. Masa numărul 5. Și pentru masa numărul 6. Ce bine arată.
Pita cu legume? Desigur, și pastele. Și cerealele promise. Da. Ce stai? Du-te și strânge masa numărul 5. Clientul deja a plecat. Lasă că mai rabdă. Azi nici n-am reușit să iau micul dejun. Am mâncat doar cereale și burta deja mi-este plină. Nu mai pot mânca nimic. Dar stai, aveam ceva în ghiozdan. În această caserolă vreau să pun postele. Cum așa să se pierdă mâncarea? Oricum o aruncă. Să pun cașcavalul aici. Și pastele sper să încapă. Pe toate. Auzi cum se golesc farfuriile. Și tu spuneai că nu mănâncă tot. Privește atent cum se golesc. Ce face? Îmi execută predicțiile mele. Și pâinica? Și pita cu legume? Vă pune aici. Așa, încape perfect! Și pun caserola în ghiozdan. Pe mâine dimineață deja am mâncare. Nu mai trebuie să gătesc nimic. Dar ciorbă, peste câteva ore iarăși va fi foame. S-o pun și pe ea într-o caserolă. Într-aceasta? Da, e numai bună! Așa? O voi turna pe toată? Să-i pun capacul! Ciorbă la caserolă! Prima dată văd așa ceva! Ți-am spus eu! Care tot? Mă duc să strâng masa numărul 5! Ei, ce faci? Omul abia plecă la boie, doar te-ai strâns de farfurii! O, scuze, nu știam! Imediat o pun la loc! Fuuu! Câtă pită a rămas! S-o pun pe toată caserola! Așa, o pun lupa mea! Să-mi iau sticla! Să torc din pahar... Dar și din ulcior! Așa... Tu ai spus că deja clientul a plecat, dar de fapt el a plecat la baie. Da, văd. Și a revenit imediat, căci e foarte flământ. Privește acolo. Ce? Da, mi-am luat prea mic recipientul. Data viitoare voi fi mai pregătită. Cum să se piardă sucul? Perfect! Șervețele? Le voi lua pe toate! Și de la masa mea! Oricum le folosesc clienții!
La revedere! A suflat tot, chiar și șervețelele. Da, e gol. Cât pe ce să uit? Bacșișul. Ce bacșiș? Fructele alea din partea casei. Nu vă supărați, pot lua doar un fruct. Desigur, luați. Să iau o poară, că de mult n-am mâncat. O portocală? Da. Ia și o nectarină, că va fi fructă. Și un grei fruct. Ia și e un foarte grei fruct. Mare. Dar ia tot, ia și meniul. Nu. Am nevoie de lămâie. Vreau astăzi să fac ceai. Gata! Mulțumesc! La revedere! La revedere! Parcă e o lăcustă! Așa e, Mircea! O știu de mult! Măcar bine că am scăpat de ea! Vreau să iau și băi! De trei culori diferite! Un albastru, galben și roșu! Știu că sunt gratuite! Așa om mi-a văzut în viața mea. Intrați sau ieșiți? Nici nu știu ce să fac. Atunci permiteți-mi să trec eu. Să intru sau să nu intru? Asta e întrebarea. Așa, nectarine, piere. Mai vin clienți de ăștia? Și toate resursele noastre de o lună pleacă într-o săptămână. Tati, grăbește-te, vin clienții! Hai! Ăștia sunt clienții tăi? Da. Mircea, pregătește-te! Sunt nehotărâte! Una cu mobila, alta cu mâncarea! Nu, parcă e moale, dar nu este prea moale. Oh, e liber? Sigur, da, luați. Vreau să încerc cu acesta. Pun aici. Și? Parcă e mai bine. Ești așa de meticulos, te agăți de fiecare client. Tu fii atent la ceea ce deja se întâmplă. Poftim meniurile. Hai, am plecat. Mircea și eu. Și meniul. Priviți peste el sau comandați ceva imediat? Da, imediat. Sau stați puțin. Gata, am găsit. Aceasta? Nu, stați. Ce mai aveți voi aici? Oh! Pește? Da? Dar am mâncat ieri pește. Ha, gata, știu. Pizza! Ce scaun incomod. Mă respetează prea ridicată. Și nici priveliște nu am. De ce am venit eu aici? Ce? Să mă uit în oglindă? Nu, îmi schimb masa. V-ați hotărât? Da, sigur. Preluați comanda imediat. Sau nu? Reveniți mai târziu? Da, nu, stați puțin. Vă spun chiar acum. Vreau pește la grătar. Pește? Dar nu tăia, tăiați. O, aici e mai perfect. Am și priveliște și scaunul parcă e mai comod. Scaunul e tot la fel. În loc de pește la grătar, salată grecească. Aveți? Salată grecească, da, avem. Dar stați, că de dimineață nu vreau salată grecească. Ștergeți și puneți, vă rog, pizza. Și aveți diferite. De care pizza? Margherita. Da, bună alegere! Dar nu, Margherita nu vreau. Capriciosa, vă rog.
Capricioasă. Știți că capricioasă nu e pe gustul meu. Quattro formaggi, sigur. Dar, e gustoasă. Dar, stați puțin. Văd că aveți ceva nou în meniu. Quattro stagioni? Da, este nou meniul nostru. Mircea, calm, abia e începutul. Gata? Da, doar că aici sunt în văzul tuturor. Voi pleca acolo. V-ați hotărât? Da, sigur. Stați puțin, am o idee. Voi suna prietena și o voi întreba care e mai bună. Ea sigur a gustat. Așa, cine? Ana? Nu. Oxana? Da, nu. Pe Silvia o sun, da. Aici parcă e pe o altă planetă și culoarea scaunelor îmi place. Și sunt foarte mari scaunele. Ce vezi? Imediat mă uit în meniu. Ok, tu îmi recomanzi Quattro Stagioni. Mulțumesc, hai pa! Ei îmi place Quattro Stagioni. Se scriu acum? Dar știți că mie nu-mi place asta. Scrieți capriciosa. Okay. Da, sigur, capriciosa voi mânca. Am mirosit 10 fire. Vreți și un suc? Da, cât pe ce să uit. Un suc? Sau un fresh? Sau un cappuccino? Sau cafea? Sau suc de tomate? De ce am întrebat? Dar de ce această floare stă aici și aceea acolo? Ele trebuie neapărat schimbate cu locul. Așa, și aceasta în patul cealaltă. Gata. Ele sunt la fel. Ei, la fel? Eu privește, stă mult mai bine așa. Eu greu comanda. Până vă hotărâți, eu mă duc să gătesc pizza. Pizza? Nu vreau pizza! Ba, vreți pizza? Ea deja se gătește. Gândiți-vă la suc. Unul e gata. Să vedem cât rezistă Matei. Ce m-am nervat. Și dă-mi alt caiet. Aici nu mai am spațiu. Sigur, Mircea, nu trebuia să te grăbești să scrii comanda ei. Dar stai, pentru ea ai nevoie de unul mai mare. Poftim! Hai, nu mai fă și tu mișto de mine. Mă descurc cu ce am. Comandați. Dar nu-mi băga atât de meniul acesta. Voi vedeți că trebuie să vă schimbați designul interior. Ce? Fii atent aici! Acest verde nu-i prea verde! Ia privește ce verde frumos am eu! Să scot mai repede tapetul! Stop! Ori mănânci, ori nu mănânci! Și lasă-mi restaurantul în pace! Atunci eu vreau să mănânc la bar! Și pizza? Foarte greu. Dar și ce suc ați ales? Stați puțin. Are oregano? Dar mie nu-mi place. Alta, vă rog, fără oregano, identică cu aceasta. Bine, acum vă aduc fără oregano. Așa sunt de lenți. Vă rog frumos să luați această mașinărie de aici, fiindcă mă deranjează. Tati, îmi dai, te rog, o furculiță să aleg tot oreganul de aici, de altfel nu-l mănâncă. Așa, mașinăria este aici și e lipită, nu se mișcă cu locul. Și spune ei că nu-i oreganul, ci busuioc. Hai, două. Știți ce? Sunteți nepoliticoși cu clienții voștri! Pa! Da, și eu nu mai...
voi. Bine zici, plec și eu. Sau să nu plec. Nici nu știu ce să fac. De mult trebuie să plecați. Sau totuși să rămân. Aduceți, vă rog, pizza cu busuioc sau cu oregano. E foame. E grea mânca la un restaurant. Da, sunt diferiți clienți și diferite situații. Apropo, tu de care client ești? Scriere pe jos în comentarii. Este aproape ora 12, iar colegii noștri cam întârzie. Va trebui să stăm peste program? Da. Ha, uite că ele vin! Salut, salut! Chiar acum vorbeam de voi. Și ați avut ceva clienți? Doar bacșiș? Și clienți, și bacșiș. Mai multe detalii întrebați de la Mircea. El le știe. Să vedem, Elisa, cum ne descurcăm noi în noua noastră postură. Voi! Bucătarul șef! Iar tu să ne scrii în comentarii cine crezi că se descurcă mai bine, băieții sau fetele? Da, da, abonații știu mai bine! Oh, deja ți-ai luat uniforma! Da! Arăți foarte bine! Mulțumesc! Și tu la fel arăți fain! Oh, s-au terminat orele de sport, dar competiția abia începe! Fii atentă cine intră pe ușă! Ce stai mici la ușă? Hai, intră! Vreau să închid ușa cu piciorul, să-i fac o murișcă! Stai! Ne alungă până intră! Lasă că o închid eu! Hai, tu intră încă sală! Stai un pic! Se pare că ei au încurcat sala de sport cu restaurantul! Ei da, Melissa! Ăștia sunt clienții noștri! Hai, du-te și preia comanda! Bine! Hai, cu mâna! Iese! 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 Acum cu piciorul! Iese! Iese! Hai! Bună ziua! Bună ziua! Atenție! Să mă lovească! Bine v-am găsit! Țineți meniul! Hai, mijlică! Hai, te mâncăm! Lasă scaunul! O, da, în stilul lor. Sportivii nu mănâncă orice. Să scot masca să nu murdăresc de mâncare. Da, desigur. Hai, ia-ți masa, tu frotă. Hai. 2 3 4 5 6 Poate totuși vă opriți și alegeți ceva din meniu. 8 9 10 Vlad, da, Mircea, exerciții cu meniul, hai! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, da, situația 1, 2, e dificilă. 3, 4. Ok, Mircea, azi luăm din plin. Așa, asta și aceasta e ok. Da, de mult n-am mâncat și de-astea. Eu zic să nu ne refuzăm astăzi nimic. A, da? Notați! Așa! 1! Melissa crede că astăzi va avea bacșiș nemaipomenit, doar se greșește amarnic! 1! 2! 3! 4! Ce faceți? Cum ce? Poftă de mâncare! Cumva trebuie să încapă mâncarea pe care am comandat-o, nu? Hai! Poftă este acâmurile! Mulțumesc! Și așezați-vă la masă! Oh, dar nu este mâncare! Continuăm! Hai în timp, hai! 1, 2, 3, 4, 5! Melissa, ține! Am pregătit bucatele pentru sportivi! Hai,
dădule. Am venit. Prima farfurie, a doua farfurie, a treia. Mircea, cât am comandat noi aici? Imediat aduc și pentru dumneavoastră. Vine și mâncarea mea. Și e la fel de multă. Da. Să aveți poftă bună. Mulțumim. Mâncăm din plin azi. De parcă ar fi anul nou. Așa. De la ce să încep? Nici nu știu de la ce. Haide de la castraviete. Ok. Calorii peste calorii. Da. Eu credeam că vor mânca foarte mult. Și bacșiș îmi vor da după asta tot atât de mult. E, dacă ai fi avut un borcan de vitamine pentru ei, atunci da, poate și stăteau bacșiș. Oare în cape și roșie? Mănânc doar jumate că îmi clapă burta. Nu mai pot. Dar eu broccoli nu-l mai mănânc, este prea mare. Oricum mă doare burta. Eu zic pauză încă 5 minute și continuăm antrenamentul. Melissa, poți să te duci să strângi masa deja. Sportivii noștri au plecat. Bine, plec imediat. Vezi, verifică, poate ți-au lăsat și bacșiș. Într-adevăr, ca și Kung Fu Panda, se hrănea doar cu roa dimineții. Hai, pa! Așa. Nu o să credeți! A mai rămas și mâncare! Da, ei azi încă au mâncat prea mult, Melissa! Ce timp afară! Bă, prea însurit! Bă, plouă! Încă doi clienți, Melissa! Doi mofturoși! Unuia nu-i placă ingredientele din mâncare, iar celălalt în genere nimic nu-i place. Nu mai înțelegi niciodată cum va fi azi, cum va fi mâine. Plec să-i întâmpin. Da, am observat. Chiar te-ai îmbrăcat prea gros. Bună Dar tu prea ziua. Subțire. Bună ziua. Vă așezați la o masă? Acum să o găsim, să o identificăm care. Care e liberă? Toate sunt. Perfect. Atunci ia loc acolo. Ok, eu voi sta aici, meniul. Și dumneavoastră? O să revin mai târziu sau comandați acum? Mă uit, dar vă rog pentru început o cafeluță. Sigur. Dar cu un pic să modificăm câte ceva. O cafea cu lapte, dar cafea o să fie fără cafeină. Ok, întreb dacă la noi se gătește așa ceva. Iar în loc de lapte, simplu, lapte vegetal. Avem lapte de cocos. Lapte de cocos? Păi nu am venit să beau aici suc, am venit să beau un cafea cu lapte. Și voi avea gust de cocos, nu, altceva, verificați acolo ce aveți. Ok. Haideți, mai târziu deja, vă spun ce mai vreau. Dumneavoastră v-ați decis? Da, vreau pereu cu steak. Sigur. Mai doriți ceva? Nu, atât. Bine. Da, cafea cu lapte fără de cofeină. Și fără de lapte. Aproape, lapte vegetal, doar că nu de cocos. Stai că avem lapte de orez. Și celălalt ce vrea? Vrea pereu cu steak. Meniul nu și-l schimbă. Facem. Domnișoara Kenia! Am venit, v-ați decis?
Da, parțial. Vă rog frumos, vreau pizza. Ok. 4 fromagi. Sigur. Doar că aluatul să fie fără de drojdie. Îi zic bucătarului șef. Da, și încă ceva. Eu nu mănânc carne. Dacă este în loc de salam, să fie salam de soia. Nu am avut clienți care să ceară așa ceva, dar încercăm. Vedem. Ok. Și mai vreau ceva, dar reveniți mai târziu. Ok. Masa numărul 4. Preluați comanda. Da. Ai și ajutor, Melissa? Și eu am venit. Da, Melissa. Țineți răbdarea în frâu. Show-ul abia începe. Țineți focurița. Și mâncarea? Să aveți poftă bună? Pereu! Dar carnea aceasta este prea prăjită. Nu vi se pare? Hai că duc alta. Domnișoara Chelner, vă rog frumos! Ce doriți? Vreau și eu pireu, doar că fără amidon. Și o sticlă de apă minerală, doar că fără bule. Bine, imediat! Carnea prea prăjită, pireu fără de amidon, apă minerală fără bule. Chiar sunt mofturoși clienții ăștia. Fii pregătită! Asta e abia începutul! Povestea urmează! Câte bucate pot să prepar din cartofii ăștia? Cartofi prăjiți, cartofi fai, cartofi fireu, cartofi la grătar, cartofi copți! Ții oare de care îți plac? Ține, Matei! Melissa, îți dau pentru masa numărul 3! Ține-ți mâncarea! De ce pereul este prea moale? Aducem a doua carapu. M-am hotărât deja și cu desertul. Da. Vreau desert, dar fără zahăr. Și fără îndulcitor. Atât. Desert fără de zahăr și fără de îndulcitor. Da, 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 imediat! Lasă, Melissa, că învățăm acum șminte! Revin imediat! Ia să văd, de această dată n-ați dat-o în bară! Poftim mâncarea dumneavoastră! Place? Aduceți, vă rog, prima farfurie. Da, sigur, chiar acum. Totul este clar, ține farfuria. Iar pentru celălalt? Da, va merge. Poftă bună! Mulțumim! Iar pentru dumneavoastră avem o veste proastă. Din tot ce ați comandat voi, nu avem nimic. Nimic? Atunci, ce aveți să duceți? Bine. Văd că mai vin niște clienți. Aici, cu siguranță, voi avea bacșiș. Cine? Ăștia? Wow, Melissa! Ei sunt ghinionul restaurantului nostru! Mereu cu ei ceva se întâmplă! Ba una, ba alta! Mie-mi par ok, clienții ca clienții! Doar că mereu vizita lor nu se termină cu bine! Sunt foarte imprevizibili! Să fii atentă! Bună ziua! Oare ați pierdut ceva aici la noi? Oh, nu, totul este ok, nu trageți atenție.
a venit să luăm masa. Unde putem să luăm loc? Unde doriți, locuri avem destule. Ok, atunci mergem încolo. Sigur, imediat vă aduc meniul. Poftim. Mulțumesc. Și dumneavoastră. A plecat. Să mănâncăm ca de obicei? Da, desigur. Cartofi pai și cu ketchup. Uite că este. Da. Bun. Eu deja ți-am pregătit mâncarea pentru ei. Uite aici, cartofi pai și ketchup. Stai puțin. Eu nici măcar nu am reușit să le iau comandă. Și ei abia că se uită în meniu. Bine, du-te și preia comanda atunci. Chiar grăbită mă ești! Poți să preiau comanda? Desigur! Da, vă ascult atent! Atunci notați! Cartofi pai și ketchup a ei! Totuși cartofi pai și ketchup! A avut dreptate! Ce reacție! Parcă este una nouă! Și eu așa cred! Ei, stați! Și câte un suc! Avem și ceva nou! Da, da, am auzit! Și suc vor! Imediat le torn! Da, chiar par stranii! De-ar fi doar așa! Doar parcă totuși simt eu ceva! Ține atent! Și al doilea! Să nu uiți să iei și cartofii pai. Sigur. Am adus sucul. Mulțumesc. Și mâncarea? Cere? Sunt foarte nerăbdători. Vor cât mai repede să le duc mâncarea. Totul pare a fi ok. Și dacă murile? Da, mulțumesc! Ketchup și cartofi pai. Să mâncăm! Poftă bună! Mulțumesc! Chiar sunt gustoși! Parcă totul este ok! Mănâncul! Sunt mulțumiți! Tu ai reușit? Nu, era departe de mine. Păcat. Sper ca maestru să nu se supere. Uite ce am găsit eu. Un fir de păr extraordinar. Așa. Stai, nu este de ajuns. Uite ce am pregătit și eu. Ce gândă. Pune-l acolo. Doamna Chechnea, vă rog încoace. Iată că deja s-a și început, Melisa. Ce s-a început? Probabil că mai vreau suc sau încă o porție de cartofi. Da, vă ascult. Așa ceva este inadmisibil. Vă rog, luați mâncare de aici. Dar s-o luați. Dar să știți că am putea da un telefon și să vă închide restaurantul. Sau să te umflăm control aici. Vă rog frumos, liniștiți-vă, vă calmați, fără niciun apel telefonic sau închiderea restaurantului. Cartofii aceștia vii schimbăm, aducem alții, gratuit, și câte un desert pentru ambii din partea casei. Nu știu, nu știu. Ce facem, tati?
acceptăm? Da, dar câte un suc? Câte două? Da, vă aduc câte două sucuri și cu bucătarul șef vorbesc eu, să nu se mai întâmple așa ceva. Mi-a reușit și de data asta. Și păr și gândat. Cum așa ceva? Eu le-am gătit și am verificat înainte de a le aduce aici. Inadmisibil, într-adevăr. Doctor, și părul parcă e mai negru. Cu siguranță băieții din prima tură nu au spălat bine vasele. Sărunc la tomberon. Măcar bine că au plecat. Notat. Apropo, mulțumim de sumedenia de idei de mâncăruri pentru meniul nostru. Ne ajută foarte mult. Vă mulțumim și pentru ideile de denumire a restaurantului nostru. Și la ele revenim foarte curând. O, Melissa, o să te întristezi puțin. De la acest client sigur nu vei avea bacșiș, nici ruptul capului. Într-adevăr, pare a fi trist, dar cine știe ce are pe inimă? Hai, ia meniul și mergi la el. Bună ziua! Ce bine miroase aici în restaurant! Pot să iau locul aici? Bună ziua! Da, desigur! Aici nu este rezervat! Țineți meniul? Nu o să vă rețin prea mult. Cât costă o felie de pâine? Nu costă nimic! Dar un păhărel de apă? La fel e gratuit! Poate doriți și altceva? Nu, atât, mulțumesc! Revin într-o clipă! Oare cum se va descurca Melissa? Mami, pregătește ceva bunișor. Ce anume? Orice vrei tu. Bine, rezolvăm. O, da, te rog, și ceva de băut. Ce tare vreau la baie. Unde-i viciu pe aici? Dar pe ăsta nu l-am văzut niciodată. Poate e un client nou? Bună ziua, poftiți la noi restaurant! Alegeți-vă frumosul! Am pregătit și meniul! Da, dați meniul! Luați loc, vă rog! Stau în picioare! Nu, aveți scaun, vă rog, luați loc! Iau loc! Până dumneavoastră vă apreciați, eu revin chiar într-o clipă! Clipă, la mine e o veșnicie. Melissa, mâncarea pentru masa numărul 6 e gata. Super! Ce bine arată! Aceasta este mâncarea dumneavoastră. Tacâmurile și un iaurt. Mă scuzați, asta nu este mâncarea mea. Nu am așa bani. I-am comandat doar apă și pâine. Da, pâine! Imediat vă aduc! Chiar am uitat de asta! Ține, hai! Aici e pâinea și aici vă este sucul. Dar de restul să nu vă îngrijorați, pentru că e din partea casei. Bravo, Melissa! Ai luat o decizie corectă. Tu cum ai fi procedat? Mulțumesc, dar pot să iau acasă, să servesc și familia mea. Sigur, nicio problemă. Mă duc chiar acum să-ți aduc caserolele. Ați ales ceva? Încă nu, dar spuneți-vă rog unde este baia să mă spăl pe mâini. Nu e nevoie, am adus niște șervețele umede. Totuși ziceam că să merg la baie. Nu vă faceți griji! Acestea sunt și cu dezinfectant!
Spuneți-vă rog, dar în spatele restaurantului aveți camere de filmat? Nu, cred că nu. Doar oare din ce cauză întrebați? Așa întreb și eu. Bine, pa! Bine! Asta e toată pușculița care a mai rămas de la mine. Melissa, vezi că băiețelul de la masa numărul 6 a plecat. Hai, strânge vasele. Ce? Mi-a lăsat bacșiș? Ți-a lăsat bacșiș? Băiețelul ăla? Da, e unicul bacșiș pe care l-am primit eu astăzi. Eu zic să-l ajungi repede din urmă și să-i înapoiezi banii. Este prea târziu, l-am pierdut. Lasă, cu siguranță mai revine el pe la noi. Dar ce fel de bănuți sunt aceștia? De 200, de 100? Nici nu știu. Poate ne ajută abonații. Eu știu doar una. Denumirea țării se începe cu A. Melissa, trebuie să ne grăbim. În 5 minute deja trebuie să deschidem. Și astăzi avem o zi grea. Da, trebuie neapărat să ne grăbim. Căci deja din clipă în clipă ar trebui să apară clienții. Da, da, hai mai iute. Și noi cam deja întârziem la serviciu. Așa, o să șterg bine, bine masa. Și aici... Aceasta este ultima masă! Trebuie să te spui, deja vine cineva! Dar cine mă rog atât de dimineață? Deja 10 și 15! Într-adevăr am întârziat Melissa! Atunci te scui imediat! Bună ziua! Hai, poftiți, intrați! Mie îmi foame! Sunt flământ! Deja de 15 minute tot stăm la ușă. Și aici scrie că se deschide la ora 10. Au intrat antonimile. Melissa! Trebuie să explic ce fel de clienți sunt. Noi începem să pripim mese. Da, desigur. Ok. Mami, ei sunt primii clienți și deja cu pretenții. Știi ceva despre ei? Da, sigur. Sunt clienții Antonin. Unul hăi sau altul ceala. Hai să vezi și singură. Așa. Sunt un rup de foame. Aș mânca un elefant. Poftim meniurile. Așa. Și ție. Da. Și dumneavoastră. Să începem de la cel mai mic. Ce doriți? Vreau ceai și prăjitură. Ok. Dumneavoastră? O salată primăvară. Desigur. Și? Iar mie vă rog... burger. 3 porții. Ok. Cartofi pai. 3 porții. Atât de mult? Ce mult, eu abia am început. Găină. 3 găini. 3 găini întregi? Da, 3 găini întregi. Și salată, bœuf. Ok. 3 salate, bœuf. Bine. Și mai târziu mai revenit și vă mai spun. Ok, imediat vine mâncarea. Stați un pic. Și sarmale, o oală. Și pizza, 3. Da, ok. Ce, Melissa? 3 clienți? Dar toți diferiți, da? Eu credeam că se gătește la noi restaurantul nuntă întreagă. Iar ceilalți 2 practic nu au comandat nimic.
Vine odată mâncarea! Eu n-am mâncat de astă noapte! Da, sigur, imediat! Poftim, Elisa, ceaiul! Mami, mai bine pregătește mâncarea pentru cel flământ! Vezi că nu are răbdare! Pregătesc și pentru el! Poftim! Vesela și ceaiul! Dar eu știu din ceare dintre ăsta! Știi? Apuci așa, suf și îl fâră! Domnule, este ceaiul clientului de aici, nu e dumneavoastră! Dar ce și lui îi place, ia! Nu pune mâna pe ceaiul meu! Oh, ceaiul meu, ceaiul meu! Mai bine aduceți mâncarea mea! Da, imediat vine și mâncarea dumneavoastră! Mami, ți-am zis că trebuie să aduci mai întâi mâncarea pentru cel flământ, pentru că nu mai are răbdare! Tu crezi că atât de simplu să gătești atâtea găini, burgeri? Ține salata și prăjitura! Imediat va fi gata și pentru el! Oi, mai repede! A venit prăjitura și salata! Poftiți! Și tacâmurile și salata dumneavoastră! Dar găina mea unde? Imediat o aducem! Mami, urgent mâncarea pofticiosului! Imediat! Crezi că e atât de simplu să faci atâta mâncare odată? Ține primele două! Și al treilea, imediat vine și găina. Păi el a cerut trei, nu una. Dar nu în cap toate trei rolă. Ține așa deocamdată și pe urmă zic că le aducem și pe restul. Bine. Să aduc oala cu sarmale. Ce fierbinte. Să ai grijă mare. Și pizza. Da, sigur, uite-o aici. Unde-i mâncare aici? Am adus mâncarea. Și ce e aici? Sarmalele. Vă aduc imediat tacâuri. Sarmaluțele mele. Mai rege aceste tacâmurile. Nu o să mănânc așa cu mâna. Aici aveți tacâurile, pizza. Haideți. Găinile. Ultimul burger? Da, dar găinușa am zis și cu pizza am zis trei. Ele sunt în cuptor, vin pe parcurs. Poftă bună, băieți. Mănânci tot? Mi-e frică că nu o să ajungă. Oare va mânca tot? La urmă va avea și pretenții că de ce sunt porțile atât de mici. Serios? Da. Bună poftă de mâncare ai. Mâncarea asta pentru mine mi-ajungea o săptămână înainte. În 5 minute nu rămâne nimic. Și acum vă răspund. Ce v-ați legat de capul meu? Uitați-vă la voi în farfurie. Am mâncat un pic azi. Și eu m-am săturat. Tu ce? Nu mănânci toată salata? De atunci la mine, dar... Și cu găină, cărniță, rucola, roșii. Nu o să rămână așa mâncarea în favorit, nu? O zic că nu-ți place.
Vrei prăjitură? Dulce eu nu mănânc, că mă îngraș prin kilograme. Apropo, n-ai ceva ceai acolo, când nu mi-am comandat nimic băutură. Da, poftim. Lasă că te ajut eu. Dar eu n-am cană. Abia de aici. Și mai nimic n-a rămas. Știi ce? Ia-mi de prăjitură ce-i încoace. M-am răzgândit. Bede. Nu mai rămâne și ea chiar așa, e mâncată. E proaspătă? Doc, eu sunt interesant. Unul mănâncă doar dulce de dimineață, celălalt doar salată. Și al treilea de toate. Chiar sunt curioasă să aflu ce mănâncă abonații noștri la micul dejun. Da, bună întrebare. Mie, spre exemplu, îmi place ciorbă. Chiar aș mânca de 3 ori pe zi. Lasă tu ciorba. Uite că clienții deja pleacă acasă. Du-te și aranjează mesele și strânge vasele. Da, sper să iau ceva bacșiș. Este? Tot ok, este! Poftim, intră? Nu, tu intră, pentru că ești mai în vârstă. Mulțumesc, dar intră tu, că ești mai mic. Hai, poftim, intră. Ba nu, intră tu primul. Doi clienți exagerat de politicoși unul cu celălalt. Asta văd și eu. Bine, hai, intrăm noi odată, hai. Poftim meniurile? Da, nu e nevoie. Câte un suc de portocală? Sigur! Hai. Două sucuri de porto? Sigur! Cine? Și două baiuri? Pentru dumneavoastră? Și baiul? Mulțumesc! Și pentru dumneavoastră? Dar ăsta e mai plin! Ține-l pe asta! E mai plin! Lasă că tu o să bei mai mult! Lasă că beau el, dar... Nu, că e plin! Hai că e al tău, nu! Hai că e al tău, nu pot! Hai că nu! Ok... Chiar dacă am comandat puțin, por destul de fain! Da, chiar foarte drăguți! Dar mai ai un pic de răbdare! Răcoros și delicios! Contul, vă rog! Achităm cu cardul! Sigur? Cine achită? Eu, desigur! Stai puțin! Eu plătesc! Ba nu! De data aceasta eu achit! Am spus eu! Atunci eu! Nu, băiete! Eu achit! Apreciați-vă! Eu? Ba eu! Nu, eu! Ba eu! Data trecută, pentru pachetul ăla de popcorn, ai achitat tu! Deci, acum achit eu! Bine, dar data viitoare, plata se va face din contul meu și fără nicio discuție! Ok! Vă rog! Plata acceptată, 8 lei. Mulțumesc! Plăcere! Hai, Brit! Poftim? Iarăși vor sta vreo jumătate de oră la ușa restaurantului. Oare cine să iasă primul? Ei, nu se reține ei prea mult. Uite că vin alți clienți. Iată, ăștia sunt iuți! Ce ai în vedere?
Vei vedea, și la propriu, și la figurat. Bună ziua! Bună ziua, salut! Bună ziua! Văd că v-ați așezat la masă, poftiți meniul! Așa! Notați, eu vreau clătite cu dulceață. Avem ajun de căpșuni, de zmiură, de mure, de fructe de pădure, de ofine, de care doriți? M-ați bulversat! Puneți ce este cel mai bun! Dar eu vreau cel mai iute ce aveți aici în restaurant! Avem pizza picantă sau super spicy chili pizza! Cel mai picant ce aveți! Și vă rog la ea tabasco și ardei iute! Încă mai doriți și tabasco și ardei iute! Dar de ce vă mirați? Așa mănânc eu, zi de zi! Da, el la noi este un ardei iute, în picioare! Ok, pentru aceasta va trebui să semnați un acord! Acord? Pff, liber! Aduceți încoace! Ești sigur? Semnați aici? Restaurantul nostru nu vrea să-și asume responsabilitatea pentru consecințele care s-ar putea ivi! Ok, țineți! Ți-am spus eu că sunt ei iuți! Cel puțin unul dintre ei! Ține pizza, stai puțin! Ardei iute, am pus mai mult! Și tabasco! Hai, fii atentă! Pentru orice eventualitate, să chem pompierii! Văd că astăzi ai gust de glume! Nici nu știi! Poftim pizza! Ardeiul iute! Și tabasco! Se vede pe ei că nu sunt cine știe de ce! Îi pun pe toți! Fără griji! Uite cât ai pus! Deja îmi ard ochii de miros! Stai! Și tabasco! Poftă bună ție! Măcar bine că eu n-am făcut chestia asta! Nu mai pot! În tot restaurantul deja-ți curg lacrimi, de parcă tai o ceapă! Și... 3, 2, 1... Și... Hai, prieteni! Se pare că și-a revenit! Mhm... Ce-a fost asta? Mai este pizza? Da, mai este încă multă! Atunci asta, hai să mâncăm! Dar vouă, de care mâncare vă place? Picantă sau dulce? Mie, de exemplu, îmi place dulce! Bună ziua! Cine a venit la noi? De mult n-a mai trecut pe aici! Doamna Bio! Așa o cheamă pe ea? Așa a poreclit-o tot restaurantul! Și de ce, mă rog? Vezi imediat! Invit-o sală! Ies cineva pe aici! Nu văd pe nimeni! Dar sunt aici! Bună ziua, cucoană! Ia numai cuconii! Totuși nu ești! Eu vreau să mănânc! N-am venit aici la conac sau la boieri! Aici Mircea a dat-o în bară. Atunci bine ați venit, doamnă, în restaurantul nostru! Situația a fost remediată. Luați loc la o masă care vă place. Netale, ține asta și apă mai grăin. Dar ce e acolo? Cot-cot, dar ce ești? Dar ce ai vrut? Să grohăie? Eu carne de porc nu mănânc. De fapt, la noi la restaurant nu e voie cu animale de companie. Dar pentru dumneavoastră va fi o excepție. Nu-i de companie, băieți, ci din coștireața mea. Of, să mă așez aici. De fapt, găina și ei nu-i pentru tine, dar să faci mâncare dintr-însa. Eu nu cred în toate prostiile astea. Și nu știi ce puneți voi pe mâncare. Te de acasă aduc. Și apropo, în torba și ei sunt niște patlajele. Să faci suc din ele. Eu aștept.
Mircea a dat de belea. Sunt sigur că ai auzit. Hai, fă mâncare din ea. Mircea, probabil că ai încurcat restaurantul cu abatorul. Eu nu pun degetul pe animale. Ce-i cu tine? Nici vorbă. Păi cu băbuța cum mă descurc? Dar de ce ai acceptat? Trebuie să știu o regulă foarte importantă. Nu trebuie să refuzi niciodată clienții. Corect, dar administratoarea te dă afară imediat. Păi ce, propui să rămân fără client și fără bacșiș? Hai că rezolvăm noi cumva. O sun pe Melissa. Ei, trebuie știi mai bine cum să scoată măruntaile, cum să le penească, cum să le gătească. Până găinușa voastră se prepară, poftim meniul, poate legeți ceva. Am zis că nu mănânc nimic de aici, doar tot ce am de acasă. Și apropo, unde-i sucul meu de patlajele? Ce-ați făcut cu roșiile mele? Aaa, și roșii! Bucătarul nu o să fie bucuros. Ce urgență, mă rog, aveți! Ce s-a întâmplat? Uite, aici avem o găină vie. Abar la gem, cum să o pregătim? Ne ajut? Nu vreau să rămână clienta supărată. În primul rând să o ducem de aici, pentru că miroase a găinazii în celălalt cartier. E drept, atunci hai în pivniță. Ce să facem noi cu tine, a? De ce ai venit pe capul nostru? Găinușă cot-codac. Cu siguranță eu nu pun niciun deget pe găinușă. Da, putem să o lăsăm la noi, să facă o proaspete. Și cu baba cum procedăm? Face ea din noi găină, cu ouă sau fără de ouă? Păi ce facem? Dăm comandă de un grill și gata, rezolvăm problema. Da, nu m-am gândit la ideea aceasta. De ce te-ai chemat, Melissa? Mai bine să-mi ia la telefon. Eh, Melissa, Melissa. Băi, dar și frumos aici, tot strălușește, nou, nică praf. Dar oare cum se numește restaurantul ăsta? Nici nu m-a uitat. Cât pe ce să uit, suc de roșii. Ce scodesc e atâta? Nu se pot descurca cu o găină? Sau cu niște patlajele? A ajuns comanda noastră? Da, și vezi? S-a rezolvat totul, destul de simplu. Așa-i. Uite și de tomate. A, sucuri. Este. Alo? Iată și sucul din patlajelele dumneavoastră și găinușa. Patlajele de casă, deodată se vede. Și găina tot e de casă. Da, da, mulțumesc. Cu plăcere. Uite și de rumioară, parcă-s eu vara la mare, cu broz de asta. Dar și stați pe capul meu, eu v-am încurcat acolo la bucătărie? Ha, știu. Vreți o bucată de găină de casă? Nu! Eu am venit cu dânsa. Hai! Fugeți! Aș să rupi greu! Vedeți ce înseamnă să crești găini acasă? Se vede că-i crescută cu grăunță de pe dealul nostru! Crescute și prașite de mine! Cu mănâncă cu poftă. Chiar zici că e de casă. Aș vrea și eu o bucată. Și eu. Și zgârși? Văd că vă nejeți pe acolo. Hai, veniți, luați-vă câte un scaun. Vă dau și vouă câte o bucată din găina mea. Hai! Ce delicios arată! Oh, sunt opustit hienile! Mai ieșit șor!
orășenii. Dacă ți-a plăcut și ție, găina noastră, acest episod, atunci abonează-te și nu uita de like, iar noi venim cu următorul. Mircea, grăbește! Imediat vin clienții! Tati, dar de ce te-ai grăbit? Încă nu ai apă în piscină, doar că ai deschis deja acvaparcul. Dar tu, Mircea, cum vrei să atragem noi clienții? Am spus la toți că am deschis acvaparc cu piscină, dar că de apă nimeni nu m-a întrebat. Mi-mi pare că nu este corect, ci miroase a trișoare. Mircea, dar tu cu cine ții? Cu lupul sau cu oaia? De fapt, cu ambii. Doar că apă în piscină trebuie să avem. Nu-ți face griji. Dacă plouă, o să avem și apă în piscină. Dar să întrebăm abonații. Oare voi ce credeți? Ce am putea să facem noi într-o piscină goală, fără apă? Da, la asta nu m-am gândit. Atunci așteptăm ploița. Și clienții. Mircea, lasă! Sunt care au prins mă oala! Mircea Marie, pe Mircea! Și pun delfinii la intrare! Lasă! Se pară! Un acvaparc adevărat! Trebuie clienții! Ah, astea! Numai gălăgie din ele! De ce vorbești așa? Dacă te aud! Veniți să facem pălăceală la acvaparcul vostru! Am înțeles că ați deschis un acvaparc nou! Da, doar că nu avem apă în piscină! Noi apă am avut până acum, a fost plin vârf, ochi a fost! Doar că ne-am gândit să aducem apă de la Marea Adriatică. E apă cristalină acolo. Păi și ce? Am venit în zadar? A venit să ne distrăm aici! Cum? Păi distrați-vă! Dacă vreți, vă aducem și o minge acolo, chiar în piscină, să vă jucați acolo! Sau alte jocuri! Ce vreți voi? Dar dacă luați loc la masa noastră de la restaurantul acvaparcului, să știți că veți fi încântate ambele, pentru că avem un meniu diversificat, incredibil de gustos! Păi da! Noi am venit aici și să mâncăm, pentru că este ziua mea de naștere și am vrut să fac cinste! Cinste și nouă, cumva? Chiar mi-era foame astăzi! Ce cu tine? Vezi că sunt niște șarlatani! Dacă aveți cadou, poftim! Sunteți invitați! Cadou? Cu asta e mai greu la noi! Bine, vă aduce meniul! Da, aduceți meniul! Și mai repede! Hai, Melissa! Asta e sărbătorie! Da! Wow, la masa numărul 3! Super! Zgârșăvienile! Ce arești gros de obraz! Vroiai să te hrănească clienții! Cum muncisem toată ziua acolo afară în piscină? Mi-e și foame, Mircea! Ține, meniu, hai, dă-mi meniu! Și singur au spus ele, o pun cinste și eu mă gândeam că tuturor! Eu pe lângă pivniță mi-am luat și un frigider. Să-l țin aici chiar la barul meu. Să fie cât mai rapid și cât mai comod. Melissa, uite ce am pregătit pentru tine! Asta-i doar este ziua ta de naștere! Îmbroacă coiful! Mulțumesc! Și eu la fel! Asta-i sărbătorim la maxim! Aici la acvaparc! Poftiți meniurile! Mulțumim, mulțumim! Ia să vedem ce e aici! Ce vă uitați așa? Ne distrăm sau nu? Hai, vezi, ce te alegi acolo? Alegeți ce vrei! Cum ce vreau? Alegem tot meniul, nu? Ok! Pentru început, vă rog, două freșuri. Unul de portocaliu... Stop! Eu deja am ales! Unul de cocos și altul de ananas. Vă rog, notați! Și mai repede! Cocos și ananas.
notat. Ce stați? Hai, mișcați-vă mai repede! N-am cu ce să mă distrez! Vreau soc! Hai, eu mai domol, nu te grăbi, că ce avem toată ziua înainte! Cum toată ziua? Deja este amiază! Tu vezi cum se întind ei! Hai, ce-i Mircea? Ce-i acolo? Par tot, așa-i? Cea mică este ok, dar acea mare e foarte agitată! O știu, umblă doar pe la chefuri! Unde e hăneală, acolo și ea! Ce ai în vedere? Unde e mâncare pe gratis, acolo este ea! La orice eveniment, nu se dă într-o parte! Dar să vezi, cadouri nu prea dă! Vreau juc de cocos! Da, și unul de ananas! Hai că am și cocos, și ananas! În 5 minute e supe gata! Care 5 minute? E așa de gălăgioasă că ne sperie toți clienții! Da, grăbește-te! Știți ce? Acum își vă arăt eu vouă cum trebuie să vă comportați cu așa soi de clienți. Și cum ai putut să faci una cu asta? Să nu mă chem pe mine la ziua ta de naștere! Cine o să-ți cânte un la mulți ani, a? Păi, eu am vrut să sărbătoresc acasă, în liniște, împreună cu familia. Și m-ai sunat tu. Și? Ce vrei să zici cu asta? Și oricum, nimeni nu mi-a cântat la mulți ani. Vrei să-ți cânt la mulți ani? Poftim! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Unde sunt ăștia cu socul? La mulți ani, socul! Mulți ani trăiască! Mulți ani! Foarte frumos ai cântat, îți mulțumesc foarte mult! La mulți ani! Hai, mergeți cu mine! Să vă arăt eu cum se discute cu așa tip de clienți! N-ai curaj! Nici un an a trecut! Hai, mai repede! Bună ziua încă o dată! Poftim sucurile! Așa! Cui cu ananas, cui cu cocos? Eu vreau! Ține! Ananas și eu cocos! Mulțumesc! Și ce mâncare mai aveți acolo? Aduceți toată mâncarea din bucătăria voastră! Aducem tot ce doriți, doar că avem la dumneavoastră rugăminte! Da, hai vă rog, spuneți! Stai puțin! De când un bucătar să vină cu rugăminți? Chiar te ascultăm! O să vă rugăm să o luați așa mai domol, mai în liniște, pentru că să nu deranjăm și ceilalți clienți ai noștri. Cine? Aia doi să nu deranjăm? Păi lasă-i! Uite cum stau liniștiți, parcă nici nu sunt aici la voi! Da, înțelegem perfect! Vom sta în liniște, sigur! Te rog frumos! Suntem la zi de naștere sau ce? Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Ho-ho! Da... Doamnă, vreau să vă rog încă o dată să stați calm! Eu astăzi încă sunt foarte calmă! Voi încă nu mă știți pe mine! Ce înseamnă asta, Melissa? De ce taci? Nu am dreptate! Trebuie să ne distrăm la maxim! Pentru ce am venit aici? Și încă și-au deschis local, aquapark, melemi... Doamne, de altfel... De altfel ce? Sau voi nu sunteți bucuroși că noi sărbătorim ziua de naștere la voi în local? Și apropo, ia îmbrăcați coifurile astea! 1, 2... Și... Noi suntem foarte bucuroși! 3! Sunteți bucuroși, da? Foarte bucuroși și vă vom servi cu bucatele noastre. Iată așa am vrut! Da, super! Și vă rog toată această seară să vă văd cu aceste coifuri! Bine, să mergem. Ați ales ceva? Am spus tot meniul! Nu chiar tot! Hai așa pe rând, inițial pizza, apoi ne mai gândim! Bine, prima aduceți pizza și pregătiți-vă mai departe un pui grill! Am notat, să mergem! Uite la ei! Nici n-au întrebat de care pizza vrem! Ce fel de chelneri! Da. Data viitoare plecați-vă singuri! Ce? Asta a fost comunicarea cu clienții! Un pic am dat-o în bară!
data viitoare plecați voi singuri la clienți și la clarificați voi clienții voștri și mi-i dați în pace. Dar coiful? Pune-l înapoi pe cap. Tu ești de vină. Da, îl pun că acum și intră încoace și mă pune să-i dansez lambada pe scaun. Hai să gândesc și pincea. Mă pune imediat în cuptor. La mine deja s-a terminat sucul. Ia să gust de la tine. A tu e mai bun. Nu m-am gândit din start să-mi iau eu ananasul. Tu e trist aici, știi ce? Eu am adus muzică. Am aici o boxă. Iată așa. Și? Ce melodie vrei? Pune ce vrei, doar că mai liniște. Ei, dar ce te întreb eu pe tine? Păi bine să întreb abonații. Ce muzică ascultă la zilele lor de naștere? Iată, pun pe asta. Iuhuu! Este! Iuhuu! Hai să ne distrăm! Dar vă rugăm foarte, foarte mult! Mai încet vă rog! Deja avem clienți nemulțumiți! Ce fel de clienți? Mă rog că nu așa aveți! Toți încoace să vină la mine! Wow! Hai mănâncă pizza! Hai vino aici, că-ți se răcește! Mănânc un pic de pizza și continuăm distracția! Ce zici? Haide, Matei! Da, da, pregătiți puiul! E gustoasă pizza! Foarte! Îți recomand și ție! Mai aduceți una! Eu am mâncat aseară bine! Bine, dar mie mi-e foame! Mircea, de ce așa trist? De ce? Mai fă o pizza! Faci o gălăgie incredibilă! Da, am observat și eu. Doi clienți care mănâncă la noi foarte des au băut doar câte un suc și au plecat! Nici 5 minute n-au stat din cauza lor! Așa, doi suc de nanas. Suc facem! Mă tem că și masa aceasta vor sta doar 5 minute și vor pleca. Ce? S-au cățărat pe masă și dansează! Incredibil! Deja au trecut toată măsura. Las că vă arăt eu vouă. Dar voi ce stați? Hai după mine! Da, dar trebuie să iau sucul pentru masa 2. L-am pregătit acolo, stai pe bar! Eu singur nu mă duc. Poate să-i alungăm și gata. Asta e cu gura mare. O să pută tare. Distracția e întoi! Deci e sărbătoare la noi! Ziua de naștere Melise! Spuneți toți la mulți ani! Este! La mulți ani! Te rog, coboară de pe scaun! Toți din jur ne privesc straniu! Ce? Toți să spună la mulți ani! Haideți! La mulți ani! Doamne, vă rog, coborâți jos! Ce? Liniște, vă rog frumos! Liniște! Acum și-ai să cânti tu la mulți ani și-ai să dansezi aici la lambada! Doamne, adesea din partea casei un cheesecake. Op, da, așa-i mai merge. Dar vă rog, coborâți jos, pentru că deja au plecat vreo 5 clienți de la noi. Unde, că nici nu i-am văzut? Ei, au stat foarte puțin din cauza gălăgiei. Încă 2 minute și gata, bine? 2 minute doar. E la mulți ani! Nu e normal așa ceva. Hai, te rog, nu-mi place. Stai că vine cheesecake-ul, ne-au promis! Ei, eu dă-s-o cu încoace? Nu, că este pentru masa numărul 2! Ce? Eu pun muzica doar din nou! Sau dai sucul, sau pun muzica! Dă-i mici, dă-i! Scuzați-mă, poșa! Ce paharele sunt, nu sunt super! Vă torn la ambele? Nu, nu mai eu beau, dar umpletele pe ambele, că am cântat atâta, m-au uscat în gât! Tu vrei suc? Eu aș fi vrut să beau, dar las că mai târziu!
e trist azi. Am vrut să mă distrez la maxim. L-am venit la zi de naștere, dar e cam trist în acest local. Ce zici să mergem la o discotecă? Aici nu faci treabă. Nu, că părinții deja mi-au scris mesaj și trebuie să plec. Te rog scuză-mă, altă dată vom pleca. Am două vești, una bună și una rea. De la care să încep? Dă-i cu cea rea de la început. Clientele gălăgioase nu mai comandă nimic. Eu credeam că e ceva mai grav. Și cea bună care e? Au plecat. Iată, asta e sărbătoare. Eu fac cinste. Unde e muzica, Mircea? Hey, urcăm pe masă, urcăm pe scaun. Unde e muzica noastră? Dar stai un pic. Au promis că se întorc. Se întorc? Stai pe pace, a fost o glumă. Mircea, cu așa clienți, ajungi la spital. Uite, ce-ași? Masa numărul 5, ciorbă de pui și următoarea comandă, numărul 5 masa. Da, știți ce? Melissa, cred că fără suc. Fără pai, oameni, fără suc. Oh, fără pai, da? Hai, da, vă ascult. Așa ceva este inadmisibil. Cum ați sunat? A venit salata și prăjitura. Bună poftă de mâncare ai. Mâncarea asta pentru mine mi-ajungea pe un... Plecea cu fără fund. Hai, intră! Nu, că tu ești mai în vârstă! Hai, că ești mai mic! Hai, intră, intră, poftim! Că nu te sunt! Și cu baba... Și cu baba ce facem? Face de noi! Găina, tate! Și cu baba ce facem? Cu găina! A, da. Noi plecăm, dar dacă vrei ca să revenim, atunci scrie-ne în comentarii. Și nu uita să fii abonat!